Centrul Cultural Ion Vina și Consiliul Local sunt organizatorii celei de-a patra ediție a Primăverii Culturale Giurgiuvene, manifestare ce a debutat cu ani în urmă sub forma unei primăveri muzicale, acum în măsură să cuprindă toate genurile artistice. Evenimentele cultural-artistice din cadrul Primăverii Culturale Giurgiuvene, deci un complex de activități cultural-artistice pe care le desfășurăm de câțiva ani, sunt în plină organizare. Evenimentele culturale se vor desfășura cu precădere la Centrul Cultural Ion Vina și la Ateneul Nicolae Bălănescu, dar și în Piața Unirii, la Galeriile de Artă sau la Teatrul Tudor Vianu. Este în acest an, să zic așa, anul de vârf al acestor activități, în sensul diversificărilor. Avem câteva, într-adevăr, repere, zic eu, foarte motivante pentru publicul consumator de artă în general. Printre surprize, o seară de operă cu Traviata adaptată la scena giurgiuveană, precum și piesa de teatru O femeie singură cu Maia Morgenstern. O frumoasă seară de teatru, vom avea, de fapt, trei seri de teatru, dar spuneam că sunt câteva evenimente repere. Seara de teatru O femeie singură cu Maia Morgenstern este o piesă scrisă pentru un singur rol. Este practic un regal al Maiei. Altă seară o să invităm la momentul potrivit publicul meloman la o seară de operă. Am gândit cu regizorul Marcel Stănciucu o variantă adaptată a cunoscutei operei Traviata de Giuseppe Verdi. Primăvara culturală giurgiuveană va debuta pe 14 aprilie și se va încheia pe 24 mai, având ca parteneri media și televiziunea Giurgiu.